Sunt vieți de oameni în care a lucrat Dumnezeu într-un fel sau altul. Și chiar vieți de oameni în care n-a lucrat Dumnezeu. Din unele învăț ce să fac, din altele învăț ce să nu fac. În unele văd ce a însemnat brațul lui Dumnezeu în viața unui om, în altele văd ce a însemnat lipsa brațului lui Dumnezeu într-un loc sau altul. Oricum, oamenii sunt cărți. Copiii mei sunt cărți. Ce m-au învățat ei pe mine cu privire la Domnul, nu m-a învățat nicio școală, nicăieri, nimeni. Ce m-au învățat ei cu privire la, sau în cazul meu, ele, cu privire la încrederea noastră în Dumnezeu. Apoi, în Evanghelie și în Scriptură, primul lucru asupra căruia îmi deschid sufletul și mă câștigă și mă impresionează foarte mult sunt faptele. Ce s-a întâmplat? Și acolo, în întâmplarea aceasta, urmăresc pe Mântuitorul. Să văd unde este brațul lui Dumnezeu aici. Și urmăresc și pe omul care este în atenția lui acolo sau este în lucrarea aceasta, pentru că vreau să văd cum se poartă un om care ar vrea să rezolve sau să ajungă într-o stare ca aceasta. Asta învățăm astăzi. Vă rog să uitați că suntem într-o biserică așa cum atât de frumoasă, atât îmi plac plantele de aici și florile care le-ați adus în fiecare seară și ce să spun, e un puls aici diferit, unic, frumos, deosebit de frumos. Dar să uităm locul acesta frumos și să ne ațintim privirea ca și cum am fi la fața locului, în acea mulțime mare de oameni care îmbulzește pe Domnul într-o parte și în alta și să vedem acest tată disperat a cărui fiică e pe moarte și care crede că Dumnezeu poate interveni atâta timp cât mai este viață și mai este puțină viață și cum aleargă un tată la spital. Nu se poate spune câtă vreme pulsează încă viața, cum vrea să prindă el câteva clipe ultimele. Am văzut, am trăit așa ceva, dar am văzut această disperare pe oameni. Omul acesta era în stare să-l împingă pe Iisus mai repede, dați-vă la o parte, fiică mea e pe moarte. Învățătorule, pentru el nu mai există lumea care este acolo, ci nu știe cum să-l ducă mai repede pe Iisus acasă. Și Iisus parcă nu se grăbește deloc. Ar trebui să simtă și el ca mine. Cum vreau eu să ajung acum acasă, așa ar trebui să sară peste lume, să alerge, să mergem repede ca să o prindem în viață. Dar Iisus nu se grăbește. Nu numai că nu se grăbește, chiar se oprește, chiar zăbovește. Să învățăm să nu grăbim pe Dumnezeu. Noi suntem grăbiți. Noi am vrea dacă s-ar putea rezolva acum, acum mai e posibilitatea, dacă a trecut, a terminat. Nu, pentru Dumnezeu n-a trecut. Trece pentru mine. Dacă cineva mai e în viață sau nu mai e în viață, nu contează pentru Dumnezeu. Pentru El, spune Biblia, toți sunt vii. Fie că fata mai trăiește sau nu mai trăiește când vine Iisus, pentru Iair, tatăl ei, ea este moartă și morții nu știu nimic, pentru Iair, iar pentru Iisus este vie. El o să vorbească cu ea, cum vorbesc eu cu tine, fetiță, scoală-te, și în clipa aceea se va întâmpla. Problema mea, îl grăbesc pe Iisus, este că eu îl confund cu mine, ai crezut că eu sunt ca tine. Asta este problema mea. Eu cred că limitările mele și limitele mele sunt și limitele lui. Și el poate să facă ce pot eu să fac. Și ceea ce eu nu pot să fac, deja nici nu mai cred că ar putea să facă Dumnezeu acest lucru. Așa teoretic știu, dar n-aș îndrăzni să mă arunc într-o astfel de experiență. Dar asta îl grăbește mai repede, mai repede, cât mai repede. Fetița mea moare, cât mai repede. Și în mijlocul unei grabe ca aceasta, nu pentru ca Iisus să calce pe simțămintele noastre, se întâmplă lucruri contrar așteptărilor noastre. Nu, El nu necăjește cu plăcere pe nimeni. Domnul nu este sadic. El nu necăjește pe cineva cu plăcere. Dar El dă această ocazie pentru creșterea credinței. De asta se oprește acolo. Omul ăsta, Iair, el nu mai trebuie să conteze pe faptul că fiica lui mai este încă în viață, nu mai conta pe această pâlpâire, ci contează pe autorul vieții. Desfăți ancora de la această lumânare care mai fumegă încă puțin și ancorează în stânca veacurilor. Când Iisus se oprește, Iair nu mai poate să conteze pe faptul că fiica lui mai este încă în viață. Și atunci mută credința lui pe faptul că poate Dumnezeu rezolvă chiar și dacă nu mai este în viață. Am fost într-o zi la
la spital. Spitalul este peste drum de casa noastră la Loma Linda. Și mă duc uneori la două noaptea, indiferent la ce oră, intru liber în acest uriaș spital cunoscut în lumea întreagă. Și am mers acolo și am întâlnit o soră care era grav bolnavă de cancer la plămân, era în stadiu final. Și îmi spune dânsa, zice, mi-a spus doctorul că în aproximativ 3 zile se va epuiza oxigenul, deci în 3 zile am să mor. Dar frate, zice dânsa, câtă vreme mai este viață, foarte tânără era de altfel, câtă vreme mai este viață, mai e speranță, spune dânsa. Și eu spun, nu, mai e speranță și când nu mai e viață. Ce-ar fi să ne întâlnim pe la piață, aici la Loma Linda Market, să ne întâlnim după 4 zile după ce ai murit? Ce-ar fi? Și a zis, să știți că aveți dreptate, frate, așa a fost cu Lazar, după ce a murit a fost. Da, zic, adică nu neapărat cât mai este viață, mai e speranță, cât e Dumnezeu în cer, mai e speranță. Speranța noastră ancorează, nu în viață, ci ancorează în Dumnezeu. Fie că trăiesc, fie că mor, pentru Dumnezeu nu va fi o problemă. Și odată cu aceasta, acesta nu este finalul. El se oprește din drum pentru că o femeie care nu avea o urgență, unii au spus că Iisus să nu vindecăm sâmbăta decât urgențele. Iisus nu vindecă urgențele, asta am zis noi. Cine știe din ce motive, vom vedea. Dar Iisus nu vindecă urgențe, Iisus vindecă suferințe. El nu întreabă, ai urgență? Da, bine, stai aici. El n-a întrebat pe nimeni, el a întrebat, te doare? Da, rămâi pe loc. El vindecă suferință, nu urgență. Și aici scrie Scriptura că femeia aceasta era într-o situație, într-adevăr, fără ieșire. Și de ce ajungem într-o situație fără ieșire în viață? De ce toate lucrurile parcă lucrează împotriva noastră? De ce toate speranțele ne sunt până la urmă spulberate? Am sperat că poate asta, poate aceasta, poate aceasta. În final s-a dus tot, absolut tot. Iov pierde tot, dar speră că întrucât e sănătos și toate sunt bune, poate le va face iarăși de la capăt și va fi. Dar se duce și această ultimă speranță care era fizicul lui, persoana lui. Se distruge totul și se distruge chiar și imaginea lui pe care o avea despre Dumnezeu. Ce credeam eu despre tine și cum au mers lucrurile? Până la urmă și aceasta se duce, dar știți, Dumnezeu nu este imaginea noastră despre Dumnezeu. Și imaginea noastră despre Dumnezeu se mișcă. Eu când eram copil gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat. Ce credeam eu despre Dumnezeu când eram copil, am lepădat și acum mi-a fost date aceste lucruri. În primul rând, femeia aceasta era femeie. Și o femeie în Israel nici măcar nu era numărată. Inclusiv Biblia conservă acest tablou și are efect până în ziua de astăzi între noi. Femeie, câtă lume era flămând acolo? 5.000. Afară de bărbați și femei, ăștia nu îi punem la afară de așa ceva. Păi dacă ar fi afară de femei, n-am mai fi niciunul după aici, că toți am venit pe la ele, nu? Dacă mama, nu, afară de femei și copii. Și dacă n-ar mai fi copii, țara asta a dispărut. Nu, nu, biserica nu practică afară de femei și copii. Biserica practică fiecare om pe locul lui și pe chemarea lui pe care Dumnezeu i-a adresat-o. Și când Dumnezeu adresează o chemare, omul zice da și amin. Omul nu-l corectează pe Dumnezeu. Chiar dacă încearcă el și îi spune, Doamne, niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat, cum mă înveți să mănânc reptile și tot felul de mistreți care sunt aici, îi spune Petru. Și Domnul îi spune, nu mă corecta pe mine, ce a curățit. Cum, Doamne, ai curățit, dar se poate, dar eu n-am Biblie în mână, n-ai spus tu în Biblie așa? Și îl lasă în confuzie, Domnul, după aceea se scutură, zice, acum am înțeles că Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat, dar eu am crezut că despre mistreți, după aia mi-am dat seama despre ce este vorba. În cazul acesta ea era femeie și o femeie și copiii plecați de aici, de pe lângă Iisus, că faceți gălăgie la biserică și deranjați somnul unora. Nu, Iisus a spus foarte rău, a protestat pentru felul cum erau tratați copiii și femeile. Femeia asta. Și Iisus spune, vezi tu pe femeia asta pe care ai disprețuit-o tu și care ai gândit tu despre ea? Tu știi cum o vede Dumnezeu?
Vedeți voi pe copiii ăștia? Cine v-a dat vouă permisiunea, ție părinte sau domnule preot, când cineva a vrut să vină la mine, spune Iisus, cine ți-a dat ție dreptul să stai în calea acestui? Am văzut această mamă azi dimineață, Monica o cheamă. Monica, ridică-te tu o clipă, vreau să te vadă oamenii ăștia. Așa. Uitați-vă bine la ea, pe ea o cheamă Monica. Și fata ei, Andreea, este lângă ea. Și Monica azi dimineață, Andreea se botează astăzi. Și Monica a venit la Amvon azi dimineață, aici la Sebeș, și ne-a spus nouă cât de fericită e ea că se botează fata ei. Cine o vede, cine o ascultă, crede că este adventistă și se bucură că fata ei devine adventistă și, Doamne, gata, am adus copilul la credință. De unde? Monica ne-a spus. Fraților, eu sunt ortodoxă, dar ce bucurie am eu astăzi că se botează copilul meu aici, e ceva nemăsurat pur și simplu. Rar așa ceva, foarte rar, foarte rar așa ceva. Vreau să o îmbrățișați și să o sărutați la plecare pe doamna aceasta. Eu n-am să uit niciodată tabloul ăsta de astăzi. Și să vă spun de ce n-am să uit. Pentru că Iisus i-a întrebat pe oamenii ăștia, cine v-a dat voie să opriți voi pe cineva care vine la mine? Copiii veneau la Iisus, dar ei au oprit, plecați de aici, plecați de aici. Și Iisus a spus, cine v-a dat voie să opriți pe cineva care vine la mine? Știați unde vin copiii ăștia? Da, veneau la mine. Păi dacă veneau la mine, cine v-a dat voie? Cine ți-a dat ție voie, preot sau pastor sau polițai sau politician? Cine ți-a dat ție voie să te așezi între om și Dumnezeu, să dictezi tu hotărârea sufletească a copilului tău? Cine ți-a dat voie? Cine te-a însărcinat să faci așa ceva? Această mamă a așezat astăzi în fața noastră o lecție extraordinar de frumoasă. Și vă rog să învățăm. Nu e nimeni aici care nu are de învățat în acest domeniu. Ia mâna de pe copilul tău. Nici nu-l împinge, nici nu-l trage. Nu ai dreptul la acest capitol. La acest capitol, nu. Când e vorba între om și Dumnezeu, tu nu stai, ai dus copilul la spital și tu nu stai acolo la masa de operație ca să-i spui tu doctorului cum să facă. Asta e rău, domnul doctor, asta este bine, atunci doctorul o să-ți dea copilul și să spune, văd că te pricepi foarte bine la tratamente, poftim înapoi acasă cu copilul. Asta se va întâmpla. Când ai, dacă încredințezi unui doctor și stai în sala de așteptare, nu stai în sala de operație, stai în sala de așteptare, cu inima așa, cum o fi, dar ești acolo, ai altcineva operează acolo. Cu atât mai mult tu nu ai dreptul să te interpui între un om și Dumnezeu. Și femeia aceasta dezavantajată nu este favorabil privită. De 12 ani n-a avut voie să intre în adunare dânsa. N-ai voie să vii la adunare dacă ești bolnav. Ați auzit că sora asta e bolnavă? Dar nu e vorba de vreo boală contagioasă. E vorba de boala păcatului. Și atunci trebuie să te ascunzi pentru că ești bolnav. Este o biserică unde nu sunt primiți oamenii bolnavi și unde răniții sunt împușcați. E mult mai repede să rezolvi un cazul unui rănit printr-o simplă ridicare de mână și l-ai împușcat decât să lucrezi la vindecare, oaselor sparte, chipului distrus sau ars, cum se întâmplă, e mult mai groaznic să lucreze așa. Așa, dar oricum responsabilii sunt obosiți, plictisiți, cască, știi, e simplu să ridici două furculițe în sus și trimiți pe omul acela direct acolo. Iisus nu face așa ceva. Iisus spune, zice, eu am venit pentru acești oameni răniți, zdrobiți, arestați de diavol, ținuți sclavi, eu mă voi lupta pentru eliberarea lor. Trestia frântă a fost pisată, el nu o va zdrobi. El nu continuă lucrarea de distrugere. Unul care a căzut, mai lipsim noi care să-i facem un brânci, ultimul. Și de acolo s-a terminat. E tot. E tot ce nu avea nevoie cineva. Studiați istoria Sinedriului evreiesc și luați exemplu la biserică. Sinedriul lupta până la moarte să scape pe fiul lui Israel vinovat de moarte, care urma să fie condamnat la moarte. Asta e misiunea bisericii. Se poate lua prada celui puternic? Misiunea bisericii este să ia prada celui puternic, nu să-i împingă prada în brațe.
Nu. No. Misiunea bisericii este să-i smulgă prada. Da, zice Domnul, prada îi va fi smulsă, pentru că eu mă voi lupta pentru copiii voștri. Dar cum se luptă Domnul pentru copiii noștri? Vine aici în adunare călare pe un cal alb cu sabia? Nu, te pune pe tine. Te pune pe tine și spune, vezi că am un copil, am o fată bolnavă aici, că e bolnavă de nopți albe, e bolnavă de internet, e bolnavă de... Băiatul ăsta este într-o combinație nenorocită. Îl duce la boală și la moarte și distruge viitorul. Vezi că am un copil bolnav. Domnul se luptă pentru copiii lui prin tine și prin mine. Asta este chemarea noastră. Acum vreau să vorbesc despre ceea ce este esențial aici. Credința ta te-a mântuit. Credința nu este o simplă atitudine intelectuală. Domnul, eu cred că este dreapta sau eu cred că este stânga. Credința este un mod de viață, asta subliniază Iacov. O credință care nu se transformă în faptă și în care nu se materializează, asta este o credință moartă și credința asta nu poate să mântuiască pe nimeni. Femeia aceasta crede că Iisus o va vindeca prin simpla atingere de haina lui. Ea crede acest lucru, dar ea nu stă încuiată în casă și ea crede aceasta, dar nu stă încuiată în casă. Știu că nu are voie după pravilele societății și pravilele bisericii, n-are voie să iasă în public această femeie. Cineva îi citează imediat în Biblie și îi spune, tu femeie, știi bine că n-ai voie să ieși în public, n-ai voie să apari la biserică, n-ai voie să te căsătorești, n-ai voie să faci mâncare, n-ai voie să pui mâna pe hainele nimănui, nu ai voie să existi de fapt. Cu cât mor mai repede, cu atât e mai bine pentru noi. Cineva îi citește din Biblie treaba asta. Și cel de la Iair era la sinagogă. Cine știe, fi fost chiar în sinagoga lui, o fi fost membru, dar el 12 ani n-a primit-o la biserică pentru că avea scurgere de sânge. Iair era de la sinagogă. Numai că acolo unde oamenii izolează, Dumnezeu vizitează. Tocmai acolo. Acolo unde oamenii îndepărtează, Iisus atrage. Nu știu de ce s-au supărat pe el în vremea aceea, pentru că el nu a luat nimic din ceea ce erau oamenii aceia interesați, preoții aceia de acolo, și cărturarii și farisei. El nu a luat pe niciunul din membrii lor bogați sau cu nume mare, sau peste a lăsat lor. El a luat lucrurile nevrednice ale lumii, a luat lucrurile decăzute, a luat vameși păcătoși desfrânate, oamenii care erau total repudiați de această societate a celor, a elitelor. De ce s-or fi supărat pe el dacă el a mers la groapa de gunoi a societății, cum a mers Maica Tereza, a săpat în gunoi și a scos copilul de acolo, în India? Încă nu murise copilul, fusese aruncat la groapa de gunoi, dar nu era mort. Și a făcut din el un prinț și un domn. Asta a făcut Maica Tereza. Dar de ce s-a... Și pe ea nu s-au supărat, nici chiar indienii nu s-au supărat că s-a dus la groapa de gunoi. Dar pe Iisus s-au supărat pentru că a mers la groapa de gunoi și se supără și astăzi. Da. Și la școală este învățat, apostolul lui Iisus este învățat să nu cumva să meargă la groapa de gunoi. I s-a spus la școală că el este general. I s-a spus că el are o demnitate care nu se coboară în rândul oamenilor de rând. I s-a spus că oamenii de rând sunt un simplu material, adică un fel de concepție aia pe care o au evrei despre ceilalți oameni care sunt goim, un fel de așa, de ceva, de care n-a. Și aceeași concepție s-a transferat în rândul anumitor straturi sociale din biserică. Dar nu la Iisus. Nu la Iisus. E adevărat că Iisus nu o să vină în fiecare casă să atingă pe toată lumea. Mulți leproși erau în Israel, dar numai ăsta a fost vindecat. Dar atenție mare! Faptul că Iisus nu vine în fiecare casă și nu vine la fiecare persoană, nu împiedică pe nicio persoană să vină să se atingă ea de Iisus. Iisus n-a promis că va veni și va atinge pe fiecare persoană, dar a promis că se va lăsa atins de fiecare persoană care va voi să-L atingă pe Iisus. Așadar, este un drum deschis și nu există la El preferențiale sau favoritisme de genul acesta. Femeia era și economic complet distrusă. Nu mai avea absolut nimic, cheltuise tot. Să uităm, nu mai e nimic. Scrie Scriptura aici, cheltuise toată averea. Ea n-a fost o femeie de rând, dar a cheltuit tot cu doftorii.
dar n-a putut fi vindecat. Aceasta e partea cea mai tristă, că dacă un om ar cheltui tot și își capătă sănătatea, nicio problemă, o ia de la capăt. Dar când cheltuiești tot și ești mai bolnav decât ai fost la început, atunci se așează în suflet deznădejde aceasta. Dar în întunericul acela de acolo apare această lumină. Ea își dă seama de riscul pe care îl presupune ieșirea ei în public. Ea știe rânduielile toate. Ea știe la ce se expune. Ea știe că poate să fie târâtă și bătută cu pietre sau chiar omorâtă pentru situația asta. Dar nu-l poate asocia pe Iisus cu regulile bisericii din vremea lui. A spus, nu, acesta nu e Iisus. Iisus nu ar face așa ceva. Iisus nu ar respinge pe cineva în felul ăsta. De la el am înțeles altceva decât am înțeles de la Iair. Iair m-a dat afară din biserică pentru scurgere de sânge acum 12 ani. Nu mi-a mai dat voie să mai particip la Sfânta Cină, la nimic. Familia m-a izolat, nu am voie nici să mă ating de un pat, că îl fac necurat de nimeni. N-am voie să mă căsătoresc, n-am voie să am copii. Asta este, e lumea în care trăiesc, dar eu nu-L văd pe Iisus aici. În Iisus văd altceva. Și imaginea pe care o are ea despre Iisus îi dă curaj și tărie. Și credința ei în Iisus nu o face să stea izolată într-o chilie, ci o face să acționeze. Și femeia aceasta acționează împotriva tuturor regulilor vremii. Când e vorba de numele Domnului, nu există ceva pe pământ așezat care să mă împiedice pe mine să viu la Dumnezeu. Dacă este ceva de acest fel, nu vine de la Dumnezeu. Pentru că toate aceste reguli nu au fost date pentru distrugerea sau nimicirea unui om. Nu omul a fost creat pentru aceste reguli, ci regulile acestea au fost create pentru om. Și la un moment dat, când o astfel de rânduială și vine cineva și uite ce scrie aici în cartea asta roșie, dosarul ăsta, uite ce scrie aici, când vine cineva așa și arată. Și acest lucru este împotriva vieții cuiva, nu uitați cuvintele lui Iisus. Nu omul a fost făcut pentru așa ceva, ci ele toate au fost făcute pentru om. Dăm niște pâine, spune David. Îl știi treaba că asta nu are voie să mănânce decât preoții, ca să mănânci din pâinea aceasta trebuie să fii într-o anume condiție. Și David spune, știi ceva, dacă nu sunt în condiția asta și dacă nu în condiția asta niciunul din băieți, se rezolvă chiar acum pe loc treaba aceasta. Dăm din pâinea aceasta. Păi da, dar uite, scrie aici că numai preoții. Nu uita. Nu omul a fost făcut pentru regula aceasta. Omul ăsta trebuie să moară, pentru că regula spune să nu mănânci pâinea asta dacă nu ești preot. Și atunci, dacă nu ești preot, mori. David îi spune, nu omul a fost făcut pentru regula aceasta. Regula aceasta a fost făcută pentru om. Și dacă ea ajunge cumva în conflict cu viața unui om, atunci aleg viața unui om. Și nu regula aceasta. Câtă lume a murit din cauza sabatului? E sâmbătă, frate, și nu avem ce să facem. Și a murit. Nu departe de voi, aici, într-o localitate, a căzut o femeie, vineri după masă, e vinerea nebunilor în unele familii. Ați văzut asta, pregătiri, nebunie, că vine sabatul, vă dați seama ce dezastru cade pe noi. Și e nebunie. Și spre sfârșitul zilei, femeia istovită complet, a picat de o treaptă și și-a frânt șoldul. A avut fractură de șold. Și știți ce a spus boierul? Era în casă la deschidere, se numea, a sabatului. Nu luați vorbele astea ca fiind adevărate, astea sunt coduri. Luați ce înseamnă ele în practică. Ăsta nu deschidea sabatul, că dacă ar fi deschis sabatul, ar fi dat odihnă casei lui. Asta deschidea pușcăria, altceva era, da. Și femeia zace cu șoldul rupt pe treaptă, vă spun lucrul ăsta de la mâna întâia, și dumnealui stă și se gândește dacă să se ducă să o ridice sau întâi să facem deschiderea, fraților, că intrăm vreo două minute în treaba aceasta. Și atunci se gândește dacă, după ce a ridicat-o cu șoldul rupt, se întreabă dacă să o ducă astăzi, că e sabat. Tâmblăm cu mașina azi pe drum, la doctor, la spital, sâmbătă e așa o ciumă pentru unii oameni, n-ai mai văzut. Și el spune, trebuie, cred că mai bine să o ducem mâine seară. O lăsăm cu șoldul rupt, cu dureri inimaginabile, pentru că este sâmbătă. Așa a înțeles omul ăsta.
Spuneți-mi, dumneavoastră, toți care suntem aici, dacă Iisus vedea așa ceva, ce i-ar fi spus Iisus omul ăsta? Dați-mi voi mie un cuvânt al lui Iisus, care i-ar fi spus el cu drag și cu milă omul ăsta. Un om chinuit e bietul omul ăsta. Legat în fiare, chinuit pentru el, sâmbăta este pușcărie, vineri seara e pușcărie. Pentru copiii lui, sâmbăta este mare pușcărie. Când a apus soarele, este liberarea din pușcărie. Gata! Ai sâmbătă seara, Doamne, să scutură bieți oameni și nici nu se uită înapoi, cum pleacă un câine de la injecție, săracul îl doare, nici nu se uită înapoi la doctor, fuge oia pe câmp. Dacă Iisus venea acolo, ce ar fi spus el omului acestuia? Fariseu fățarnic i-ar fi zis. E posibil, că tot așa este. Altceva, ce i-ar fi spus? Dacă să-l câștige, ce i-ar fi spus omul ăsta? Omule, din Bistrița. Nu omul a fost făcut pentru sâmbătă. Sâmbătă a fost făcută pentru om. Sabatul a fost făcut pentru om. Femeia aceasta are de spart carapacea asta. Credința nu este o simplă atitudine intelectuală. La conducerea bisericilor a ascensionat niște boși din aceștia, care poartă etichetă de oameni credincioși. Nu vă grăbi să confundați eticheta cu conținutul. Fiți sigur că acolo unde vedeți un cetățean care strecoară țânțari la biserică, ăsta are o cămilă în burtă. Dacă îl cauți, ăsta a mâncat cămila. Întreagă! Am văzut acum un șarpe, a mâncat un hipopotam. N-a fost... Și am zis, Doamne, înseamnă că treaba asta cu cămila acest lucru se întâmpla acolo. Dar acolo era Mântuitorul în persoană. Dacă se întâmplă să întâlnești astfel de oameni, la biserică sau la tine în familie sau în societatea unde ești, nu te împiedica în drumul tău de a veni la Iisus pe bază că ai astfel de oameni acolo. Depășește-i pe dreapta liniștit și vezi-ți de treabă și mergi la Iisus. Mergi acolo. Femeia aceasta sparge toate tiparele imaginabile, trece peste ele toate în numele lui Iisus, pentru că Iisus este acolo. Dacă ar fi înțeles greșit Biblia această femeie și ar fi înțeles că omul a fost făcut pentru aceste reguli și omul trebuie sacrificat ca să nu se calce regula, că de-aia întreabă Iisus, ce faceți fraților ca să nu se calce legea, îl tăiați împrejur pe un om în ziua sabatului. Sunteți într-o încurcătură nemaipomenită. Ori îl tăiem, dacă îl tăiem muncim, dar regula spune că acum, dacă ziua 8 a picat sâmbătă, era catastrofă. Se chinuiau până făceau schizofrenie sărmanii, li se rupea mintea în cap, ce să facem, să-l tăiem împrejur sau nu, că a picat ziua 8-a sâmbătă. Sâmbătă spune să nu faci nimic, dar tot Biblia spune că ziua 8-a trebuie să-l tai împrejur și nu știu cum să mă descurc, bietul fariseu, imaginați-vă în ce situație era și Iisus îi spune, uitați-vă ce faceți. Și spune, nu aceste lucruri. Dacă femeia aceasta ar fi avut concepția că toate rânduielile bisericești au fost făcute, omul a fost făcut pentru aceste rânduieli bisericești, murea în casă femeia de leucemie, că i s-ar fi scurs tot sângele din ea și nu mai avea ce să mai facă și ar fi murit în casa ei. Nu s-ar mai fi scris în Biblie această, una din cele mai frumoase pagini care sunt scrise aici. În numele lui Iisus, femeia aceasta sparge toate tradițiile imaginabile. Nu departe de noi, acolo într-un sat vecin, o doamnă vrea să primească botezul. Părintele satului îl cheamă repede pe tatăl ei. Nene, nu o lăsa să ducă acolo. Știi ce se întâmplă la botez la ăștia? Nu știu. Iese un câine. Primul lucru, un câine negru mare. Îi linge mirul după ea când o scoate de la botez și după ce a lins mirul e câine, nu mai e. La fetele mele în comună le spuneau căței. La cățelele astea. Așa a zis vecina noastră. Noi ne-am făcut că n-auzim. Ca să putem să o iubim mai departe, ea s-a bucurat că n-am auzit. Dar noi știam. Și ne-am făcut că adică am auzit multe, dar ne-am făcut că n-auzim. Și așa îi spune părintele tatălui doamnei. La fel l-am cunoscut pe tatăl doamnei. Și iese câinele, îi linge mirul și după ce a lins mirul, după aia e câine, nu mai e om. Vai de capul meu! Marioară, tată, nu te duce tata acolo. Vai de mine ce faci tu. Urmau să se boteze noaptea, urmau să fie botezați la un râu,
urmau să fie botezați de un misionar mic de statură, așa l-am cunoscut la mâna întâi, am petrecut mult timp cu el. Femeia inteligentă, pentru că Scriptura îl face pe un om inteligent, foarte înțelept chiar, femeia îi spune, vai de mine, tată, vezi, asta nu ne-a spus acolo. Treaba cu câinele ăștia la botez nu ne-a învățat până la clasa de botez. Fii atent, tată, ce face. Eu m-am apucat de mi-am dat cuvântul, acum mă duc acolo ca să nu-mi calcul. Dar fii atent, ce fac. Eu spun ție în secret unde ne ducem, că nu știe nimeni. Dar ne duce la curba acolo unde râul face curba asta. Te duci mai devreme, te bași sub richită acolo și fii atent ce face, tată. În clipa când m-a băgat în apă și când m-a spus, cum ai văzut câinele, cum s-ai? Imediat și mă tragi de acolo. Ia ca să-l aducă pe taică să-l botez, să vadă și el botezul. Și tata așa de cinstit, cum i-a spus fata, nu spune la nimeni decât lui popa, îi spune. Și atunci tata nu vine singur sub răchită, sub o altă răchită vine și părintele. Mă gândesc că părintele o fi crezut că așa stau lucrurile. N-aș prea aș crede. M-aș uita la el și a zice, domne, ești om serios. Nu. Mi-a zis mie un ofițer în trenă, voi sunteți aia care stinge lumina, domnul coronel. Păi dacă era așa de mult, erai mata membru acolo, zic, da, știi că nu e așa și de asta n-ai venit aici, zic, hai să o dăm pe bune. Era multă lume în compartiment. Și îl ia pe părintele frumos, stau acolo de desubt, botez, niciun câine. Botează unul, niciun câine. Botează al doilea, niciun câine. Botează 24 de inși, niciun câine. O botează pe Marioara, niciun câine. Unde e câinele, mă, frățioare? Întreabă omul. Preotul nu răspunde la întrebarea unde e câinele, dar sare disperat să pună mâinile în gâtul micuțului misionar care era acolo. Tulhorule, noaptea. Micuțul misionar stă în fața unui om voinic, dar el n-are nicio teamă. Întinde mâinile ușor, la pucă de reverele hainei și în numele Domnului îl botează și pe el în apă. Și după care părintele fuge și roind cu apa după el într-o direcție haotică, nu spre sat, a apucat săracul în partea altă, nu mai contează unde numai să scapi, deci nu e niciun fel de... Dacă astăzi ar fi aici oamenii care sunt blocați de prejudecățile acestea, dacă astăzi oameni serioși, oameni în toată firea, care au aceste concepții, dacă ar fi prezența aici, păi n-ar fi aer să respirăm în toată sala aceasta. Dar lucrurile acestea, tradițiile noastre care nu sunt altceva decât dictatura morților. Unii au murit de când lumea de-a l-au lăsat dictatura lor în biserică, se perpetuează dictatura lui. Dacă aceste lucruri n-ar încorseta pe oameni și nu i-ar lega cu lanțuri, milioane și milioane de oameni ar primi Evanghelia. Dar ele sunt folosite astăzi, nu pentru eliberarea omenirii, nu pentru ridicarea omenirii, pentru a arunca omenirea în închisoare. Un copil este aruncat în închisoarea aceasta de la naștere. Mă întreba o doamnă în Germania. De ce băgați voi copii în pușcărie? Cum să naște băgați la pușcărie? Ce crimă au făcut ăștia de băgați la pușcărie? Și zic, doamnă, nu băgăm copii la pușcărie. Ce vorbești? La pușcărie e mult mai bine decât procedați voi cu copiii. Cum, doamnă, așa ceva îmi spuneți dumneavoastră mie? Păi la pușcărie îți dă celulă, mergi prin celulă, te uiți, pe când ăsta, cum să naște, l-ai băgat la pușcărie și îl strângi bine, uite așa, cu... și stă săracul numai așa. Primele lui luni de zile e numai așa. Și eu zic, păi doamnă, îi se strâmbă picioarele dacă nu îl înfășăm și îl legăm cu bete să-l strângem bine. Voi nu prea mai sunteți la curent cu treaba asta. Dar doamna este, dânsa a practicat treaba asta. Și zic, îl înfășurăm cu scutece și după aceea îl strângem bine cu betele legat și mâinile sunt drepte așa și nu poate săracu nimic, niciun fel de mișcare, zic. Degeaba nu-l leagă ăștia, a făcut el ceva, zic, nu. Dar chiar nici la pușcărie nu te ține legat în felul ăsta. Te-o legat de picioare, de mâini, dar ai cât de cât, așa. Pe când ăsta trebuie că a făcut ceva și e periculos, individul ăsta fuge. Ăsta e periculos, de-aia e legat așa de tare, știi? Și îi spun, nu, doamnă, îi se strâmbă picioarele, să vedeți, îi se strâmbă picioarele, să sperie rău dacă nu îl înfășăm.
Și doamna zice, ai fost pe stradă aici în Berlin? Zic, am fost. Ai văzut vreun copil cu picioare strâmbe? N-am văzut, doamnă. Păi pe ăștia nu i-a legat nimeni și nu li s-a strâmbat picioarele. Și ai văzut vreun speriat pe aici? N-am văzut, doamnă. Zic, dar nu știi, în România nu așa ne-a spus că li se strâmbă picioarele și... Nu, nu era nimic adevărat. Uitați-vă că acum când se nasc copii, îi punem în pantalonaș, au libertate, au altă viață, se nasc ca ființe umane. Pe când acum se nășteau ca pușcăriași, prima grijă. Și încă este acest obicei, îl găsiți prin diverse sate. Sunt țări întregi în Africa unde taie împrejur femeile. Niște dureri care unele femei mor de dureri, altele mor de sângerare, pierd sânge până mor. Circumciziune la femei. Universitatea Loma Linda luptă foarte mult cu șefi de state, cu guverne, încearcă să oprească acest flagel, dar și în țările unde s-a oprit prin legislație, bătrânele iau pe fetele, duc în pădure și le fac o operație brutală de tăiere a organelor sexuale, în așa fel încât până va muri, femeia asta va muri în dureri. Și dacă va trăi 80 de ani, va suferi dureri fără limită cât va trăi ea pe pământ. În felul acesta este procedat. Dacă întreb bătrânele astea pentru ce se întâmplă așa ceva unei fete, ele o să-ți dea o explicație extraordinară. Și tu îi spui mie, dar avem și noi fete în țară. Și eu am avut patru și nici ale mele n-au murit niciuna pentru că nu le-am tăiat împrejur. Dar frați iubiți, puterea acestor obiceiuri, acestor tradiții înlănțuiește oameni, înlănțuiește minți. Când Mântuitorul a venit pe pământ, zice, am venit să dau drumul captivilor. De asta femeia asta captivă acestor reguli a fost eliberată, a ieșit din casa ei și a spus cu orice preț. Se uită unul la ea, tu ești cu scurgere, de ce cauți aici? Ce te uiți, mă, la mine? Și merge mai departe și continuă și înaintează drumul și înaintează și este lume. Băi, dați-vă la o parte că se atinge asta de voi, nu știți cine este? Lumea i-a folosit foarte mult că s-a dat la o parte din fața ei, că a ajuns mai repede la Iisus. Ea zicea în sufletul ei, să mă ating doar de El. Dacă m-am atins de El, m-am făcut sănătoasă. Iubiții mei, este un mare exemplu al eliberării pe care Evanghelia o dă unui om. În localitatea Vârtoape, Maria, care vindea floricele și linguri de lemn, acum se botează. Și în public, acolo, în centru, clericul o întâmpină și îi spune, Mario, am auzit că vrei să te botezi la Adventiști. Da, ai terminat, să știi că nu te mai îngrop. Maria e analfabetă, dar ea spune liniștită, părinte, nu este nicio problemă, este în bună. Dacă nu mă mai îngrop matale pe mine, înseamnă că te îngrop eu pe matale și atunci treaba este rezolvată. Și s-a botezat Maria. Evanghelia a eliberat-o ca să aibă și ea dreptul să spună un cuvânt în dreptul vieții ei. Femeia aceasta și-a luat viața în mâini în numele Domnului și-a spart carapacea acestor tradiții care ținea captivă lumea întreagă. A trecut peste toate aceste lucruri. Și imaginați-vă că lângă Iisus se întâlnește clericul Iair, care nu i-a dat voie acestei femei să calce 12 ani în adunare și căreia Iisus îi dă voie să se atingă de el. Iisus dă voie, dar omul nu dă voie. Iisus iartă păcatul acesta, omul nu iartă păcatul acesta. Femeia aceasta trăiește această incredibilă experiență. Dar Iisus iubește mult aceste experiențe. El nu-l lasă să treacă așa, nu. Se întoarce către femeia aceea și vrea să spună în public, aceasta era predica lui Iisus, și degeaba se grăbea Iair și îmbrâncea pe Iisus să meargă, se grăbea degeaba. El, care era învățător la sinagogă, avea de învățat de la această femeie lecția credinței. Iaire, tu ești șef acolo la sinagogă, dar vezi tu pe femeia asta? Femeia aceasta a nădăjduit împotriva oricărei nădejdi, a mers împotriva oricărei reguli pe baza credinței ei în Dumnezeu. Femeia aceasta a înțeles că nu omul a fost făcut pentru aceste reguli, ci ele au fost făcute pentru om. Și se întoarce către ea, către femeia aceasta
și strigă tare în public: cine s-a atins de mine? Toată lumea e atentă. Ce s-a întâmplat acolo? Care-i treaba? Băi, zice că unul s-a atins de el. Da, asta e chiar ridicol. Doamne, ne faci de rușine în public, să poate, dar atâta lume te îmbrâncește și spui o vorbă din asta la biserică. Toată lumea, noi ne mândrim cu tine, noi te-am arătat la oameni, una alta, și acum tu pui o întrebare. Adică toată lumea te îmbrâncește încolo și încolo și tu spui, păi cine te ascultă crede că nu gândești coerent sau cum? Pe ce se întâmplă? Cine s-a atins de mine? Zice Iisus, ca să atragă atenția la tot publicul. Hei, toată lumea se uită aici. Toată lumea aici. Vreau să vă arăt ceva extraordinar de important. Cine s-a atins de mine? Și eu vreau să zic, mă frate, care treaba aia? Să vedem. Toată lumea se uită acolo. E femeia aceasta, s-a apropiat de Iisus și spune Biblia că după ce Petru i-a zis: învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzești și mai întrebi cine s-a atins de mine. Adică hai să fim, câtă carte știa Petru față de Iisus, vă dați seama? El vroia să-l corecta pe Iisus, să-l învăța cum să se comporte în public, să nu îi facă de rușine pe ei care erau. Da. Și Iisus răspunde: s-a atins cineva de mine. Adică nu, eu știu ce vorbesc când am spus cuvântul ăsta. Și spune iarăși, îl repetă: s-a atins cineva de mine, că am simțit că a ieșit din mine o putere. Dar Iisus spune mai departe, femeia când s-a văzut dată de gol, Iisus se uită peste toți oamenii, nu arată pe ea, se uită. Cine a făcut treaba aceasta? Ca să-i facă pe toți să vede, cine o fi, mă, frățioare, cine? A mers într-o biserică pentecostală și cum a încălcat acolo, sora s-a ridicat și a spus o prorocie despre un nenorocit, un diavol care intra chiar acum și a luat loc printre noi pe aici și așa mai departe. Și toată lumea a început să se foiască acolo în biserică și eu, ca nu cumva să mă prindă cineva, m-am ridicat și eu și mă foiam și eu și mă uitam și eu împreună cu toată lumea care era acolo și n-am reușit să aflăm cine este până la urmă diavolul care tocmai intrase și s-a așezase pe un scaun. Între timp, diavolul ăsta a fost chemat la amvon să predice. Și prorocia s-a schimbat pe loc. Prorocia s-a schimbat. Am ieșit afară și persoana și-a frecat mâinile și a spus: vă rog să mă iertați. Și a spus: pentru ce? Care-i treaba? Păi am zis așa. Opa, zic, avem o problemă serioasă. Păi ce ai zis tu? Tu nu ai zis de la tine. Tu ai spus așa vorbește Domnul. Cum poți să-ți ceri iertare pe baza la... Unde ai văzut tu vreun proroc care cere iertare pe așa vorbește Domnul, zic? Asta e groaznic. Tu trădezi misiunea ta, care al doilea lucru. Dacă a fost o greșeală, bine faci că îți ceri iertare, că toată lumea greșim. Dar nu poți să spui cuvintele astea, așa vorbește Domnul, ci poți să spui, aceasta e părerea mea personală despre această situație. Așadar, tu oricum ai dau, ești într-o situație destul de serioasă. Fie Domnul nu te-a trimis să faci așa ceva și ai spus de la tine, și dacă îți ceri iertare este foarte bine, fie dacă te-a trimis, atunci n-ai voie să ceri scuze. Femeia aceasta stă în fața lui Iisus și mărturisește tremurând, se aruncă jos înaintea lui și spune în fața întregului norod: din ce pricină se atinsese, domnilor, cetățeni, tovarăși, dacă era mai demult, sau fraților și surorilor? Uitați care a fost situația mea. Eu de 12 ani sunt în situația aceasta, am pierdut continuu sânge. Am fost la absolut toți doctorii care îi cunoașteți, am cheltuit absolut toată averea, tot ce am avut, sunt homeless, nu mai am nici casă, nu mai am niciun ban, nu mai am pe nimeni pe pământ, nu mai am la cine să mă duc, pentru că toți doctorii m-au dat afară și mi-a spus că nu este vindecare. Și singura mea lumină pe care am avut-o a fost credința că dacă mă voi atinge de el, voi fi vindecată. M-am atins și am fost vindecată, pentru că Biblia spune, în clipa în care s-a atins, îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Pe loc. Și dânsa depune mărturie în fața la toată lumea care este acolo. Aceasta era mărturia. Răspunsul lui Iisus. Iisus i-a zis: îndrăznește, fică. Ce mulți oameni ar fi aici astăzi dacă ar îndrăzni? Dar ei nu îndrăznesc. Ei nu îndrăznesc să calce rânduielile care au fost făcute pentru ei, nu ei pentru rânduiele. Discutat cu o doamnă și mi-a descris cumplita viață pe care o trăiește dânsa în intimitatea dumneiei cu tovarășul acela de pat. Și am spus: doamnă,
Dumneavoastră ofensați pe Dumnezeu cât rămâneți în această combinație, cu această ființă. Jigniți pe Dumnezeu. Dacă aș ști că fata mea ar trăi în așa ceva, m-aș simți teribil de rănit. Dânsa oftează, da, dar noi nu putem, că la noi la biserică ne exclude dacă divorțăm. Și care e paguba în ciuperci dacă te exclude pentru așa ceva? Dânsa nu știe, dânsa se consideră mântuită prin faptul că e, așa i-a spus biserica, atât ești mântuită cât ești membră la noi, dacă nu mai ești, dacă te tăiem noi din registru, noi suntem Dumnezeu. Te-am tăiat din cartea vieții, te-am șters din cartea vieții, ai terminat din clipa aceasta. Și am spus, Doamne, eu nu te învăț să te duci în biserică acolo și să spui ce se întâmplă. Cu toate că ar trebui să dai o sugestie, că poate îi dai vreo ilustrație la predică, soțul meu predica extraordinar pe acolo. Și zic, poate îi dai vreo ilustrație soțului să poată spune ceva. Dar eu nu te sfătuiesc pe dumitale să rămâi să-ți distrugi viața într-o astfel de situație. De unde dumneata nu aparții? Femeia nu a spart carapacea aceasta în care era prinsă, nu s-a lăsat eliberată de Iisus și a murit cam la 39 de ani. A murit de scârbă. În condițiile acestea, legată de tradițiile bisericii ei, arestată pe când Iisus a venit să o elibereze, dar n-a primit eliberarea aceasta. Femeia aceasta povestește la toată lumea ce s-a întâmplat și cred că încheie cu apelul, eu aș fi încheiat cu apelul, dacă mai este cineva în această situație, dacă mai este cineva... Capul sus, mai e loc pe haina lui Iisus să ne atingem, de mânecă sau de poala hainei lui, de unde vreți, atingeți-vă de haina aceasta, mai este loc pentru noi, dacă mai e cineva în publicul acesta. Și cuvântul Domnului spune prin Mântuitorul, îndrăznește fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Ea nu a crezut în dogme și ceremonii, ci a crezut în Domnul. Credința noastră este legată de un nume și de o persoană. Noi nu am fost chemați niciodată să credem în ceva, ci am fost chemați să credem în cineva. Credința aceasta nu este un sistem de dogme și de gândiri ale unor oameni care au fost imortalizate ca și legea celor 10 porunci scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Dogmele acestea țin astăzi în sclavie milioane și milioane de oameni, dar toți aceștia ar putea să fie liberi chiar acum dacă ar crede în Iisus, Eliberatorul. A fost odată la circ cu elefanți? Poate nu. Dar dacă vă uitați și vedeți, e legat cu o ață de picior, un elefant. Cum poți să legi, domne, așa un animal de 5 tone pe scenă să te legă cu ață? Dar știți de ce este legat cu ață? Pentru că el a fost crescut cu un cablu de picior, cu un cablu de oțel. El așa a crescut. Și a încercat el să se elibereze, dar cablu e cablu, nu s-a eliberat. Acum nu mai e nevoie de cablu. Numai o ață îi leagă de picior și el nu știe diferența. Dacă ar ști, s-ar duce să mănânce trestie, dar... umblă cu ața de picior. Ceea ce nouă poate ni se par cabluri cu care suntem legați de oțel, sunt simple ațe arse. E un nimic. Toate aceste lucruri care ni se par munți de urcat, care se așează între noi și Dumnezeu, ce să fac? Sunt în această situație, uite cum este la mine acasă, uite ce zice nevasta, bărbatul, copiii, vecinii, satul, preotul, lumea toată. E un munte uriaș pe care n-am putere să-l urc. Toate acestea, tot muntele ăsta nu e decât un mușuroi de furnici, poți să-i dai un șut liniștit, sare praful în aer și mergi la Iisus. Dacă e ceva care se așează între tine și Iisus și te oprește să vii la El, fii sigură că nu este de la Dumnezeu. Dumnezeu nu a dat nimic pe pământ, nici o regulă bisericească, nici o tradiție, nici un om. N-a dat pe nimeni pe pământ cu misiunea să se așeze între cineva și Dumnezeu. Nu recunoaște această autoritate. Revoltă-te, câștigă-ți libertatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, pentru că nu are dreptul nimeni să te oprească pe tine care vii la Iisus. Dacă în tine e ceva, dărâmă-le. Dacă în tine e ceva care te reține, ai înțeles greșit.
Iisus nu ți-a spus că vino la mine dacă nu mai ești așa sau dacă nu mai faci cu tare lucru sau ești așa. Vino la mine așa cum ești. Nu lăsa din viața ta un obicei sau un păcat sau un lucru să te oprească să vii la Iisus. Nici măcar vreun gând. Nu. No. Biblia spune, noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Nici măcar un gând. Merită să faci lucrul ăsta ca să auzi într-o zi aceste cuvinte care simt că mi s-ar topi genunchii când le aud. Credința ta te-a mântuit. Decât să mi se spună tradiția ta te-a pierdut. Păcatul din viața ta s-a așezat între tine și Dumnezeu. Gândurile tale te-au despărțit de Dumnezeu. Ce fericită va fi clipa când ți se va spune credința ta te-a mântuit. Ceea ce biruiește lumea este? A, foarte slab a zis 1 Ioan. Și ceea ce biruiește lumea este? Credința noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.